shot several more predators. Da, ia. Și așa zic și eu, radio. Da, păi, mulțumim. Am revenit și vom vorbi puțin cu Oleg Brega, curajosul în luptă cu sistemul. Noroc, Oleg. Salut, Mitoș. Noroc, Nic. Alo, alo, Oleg. Da, mă auziți? Alo. Da. Da, cum zic eu, călare pe Prut, am făcut unirea. Ai făcut, da? Podul de flori. Da, podul de procese, de judecată, podul civic, de dosare, amenzi. Exact, am amenzi și de la poliția română și de la poliția moldovenească, litigii cu statul. Exact, am deja plângeri la CEDO și împotriva României. Păi dacă mă amendează poliția sau mă abuzează și eu scriu plângeri la parchet și procurorii și judecătorii zic că nu, n-a fost niciun abuz, normal că trebuie să mă plâng la CEDO, împotriva statului deja. De exemplu, la Bragadiro, acum 3 ani, am încercat să intru la o ședință publică de Consiliu și m-au luat pe sus întâi gardienii care păzesc, niște civili care păzesc primăria. După aceea au chemat poliția locală, m-au luat pe sus, după aceea a venit un polițist național cu un jandarm care tot m-au luat pe sus și m-au privat de libertate, mi-au aplicat și o amendă. Toate astea sunt abuzuri. Amenda am contestat-o și a rămas în vigoare, trebuie să o plătesc. 500 de lei din veniturile mele mici de pe YouTube. Deci statul va fi bun de plată peste câțiva ani. Da, se adună. Exact. Dar cum faci? Cauză și acum merge treaba asta. Eu încurajez pe toată lumea să facă asta, dar nu mulți își permit sau nu mulți înțeleg corect drepturile omului, drepturile fundamentale. Și unii acum văd, aici mă imită, în Republica Moldova, se bagă cu camera peste procurori, peste oameni, pe stradă, îi urmăresc până la WC-ul, peste tot. Asta mi se pare inadmisibil. Dar, de exemplu, la voluntari, acum 2 ani, mergeam pe o stradă. Deci, la voluntari acum 2 ani, filmam pe în spatele aeroportului Băneasa, o stradă. Iese unul cu o mașină roșie și zice, de ce filmez că e strada noastră privată? Zic, poftim, cum să fie strada voastră privată? Că aici s-au făcut furturi și ești suspect. Zic, oi fi suspect, dar nu pot să mă acuz să mă suspectez de furt că îmblă și... Mai fac o probă. E Federația Rusă, da. Da. SRI, SRI. KGB. KGB. Bun. După pandemie, da. Bun. Bun. Noroc. Și vedem, poate o să meargă. Dacă e ok, ei spuneau asta chiar în direct, credeam că numai mie îmi spunea. Mersi.
Da, ne pare rău. Nu știu cum s-a auzit. Se mai întâmplă, așa e cu tehnologia secolul 21. Eu cred că pur și simplu avem o legătură proastă cu Republica. Nu, era bine, se aude foarte ok. Dar se intervine probabil pe parcurs, ceva se întâmplă. Tot am auzit telefonul ăla sunând. Suna, dar cred că în momentul în care intră e o perturbație, e ceva ce se întâmplă, apar, nu știu ce. Hai să continuăm, că am blocat. Faza este că eu am observat așa, că zona blogurilor și canalelor care sunt vizibile și cu audiență destul de mare, Sally, de exemplu, face 1 milion pe zi. Dar nu pe zona showbiz, pe zona social-politică și pe zona anticorupție, pe zona mișcare. Mișcare, să spunem, destul de serioasă, cu dezgropat cadavre, gen ce au ăia în portbagaj. Avantajul este că tu poți să faci asta ca blogger dintr-o, de exemplu, cum e cineva care poate lucra de undeva ascuns. Eu cred că asta e cumva viitorul unei configurații. Am mai vorbit săptămâna trecută despre cred asta. Cred că pe asta posibilitatea acestei configurații. Eu cred că da, eu cred eram că sceptic. Eu cred că în moment, fii atent, eu cred că dacă tu ai 10 milioane de vizualizări, faci emisiunea ta de undeva dintr-un spațiu nimeni nu știe unde te afli și nu te poate găsi, pentru că datele sunt confidențiale. Ai un pseudonim pe care îl folosești, apare acolo și vorbești, de exemplu, despre crimele săvârșite de regimul cutare. De unde ai fugit tu, de exemplu, da? De generalul Pace, aia care a ridicat în slăvia cu un drept luptător anticomunist, când el a fost... Oh, Doamne! Păi da, măi! L-ai văzut pe Prelipceanu? Asta spun. Nu l-ai văzut. Da, dar ce să faci? Până la urmă, ascultă-mă puțin. Ascultă-mă puțin. Dar asta este exact aceeași problemă pe care o ai cu preotul care nu face ce spune. Până la urmă, ce contează? Ce spune preotul sau ce face el? Că dacă tu te apuci să stai să cercetezi ce face preotul, te duci la el acasă și descoperi că are o colecție de filme erotice, în cel mai simplu sau caz. Sau Picasso și e și mai grav. Știți ce am vrut să spun cu filme erotice? Am vrut să spun ceva mai mult, mai brutal, doar că țin seama că e dimineață și mă gândesc că sunt copii. Și ideea este așa, că până la urmă tu poți să spui, poți să-l asculți pe duhovnic și să faci așa, să spui așa, domnule, astea sunt cuvinte, da, asta este treaba. Și altă poveste este ce face omul. Dar nu ai o viață la dispoziție să stai și să permanent să atragi atenție că, uite, omul face o chestie bună, dar în spate, de fapt, este un odios. La fel ajungem să criticăm pe toți. Că păi uite, să-ți dau un bun exemplu, ca să depășim pe metaforica asta, ca atunci când, nu, e ca acum când. Un blog publică biografia tatălui actualului parlamentar și vârf, elită, fundament, bază și temelia mișcării USR, Năsui. Așa. Tatăl acestui Năsui, lucrător al securității, așa. Șpion, etc. Acolo e dată în vila toată povestea asta, afacerea Motorola, niște lucruri foarte murdare, din care s-au adunat foarte mulți bani. Și mi-a ajuns și mie sub ochi. Da. Și automat numele Năsui a căpătat Cititorii s-au împărțit în două tabere perfect delimitate. Așa. Ca în paradis. Așa, da? Unii spuneau, da, domnule, tot ei, tot ei, tot ei.